După 4 ani, crucea de pe Caraiman, monument dedicat memoriei celor 30.000 de militari căzuți în luptele de pe Valea Prahovei în primul război mondial, poate fi vizitată și la interior. Construcția a fost reabilitată după ce a trecut din administrarea primăriei Bușteni în cea a Ministerului Apărării Naționale. Monumentul istoric are forma unei cruci latine, are o înălțime de 40 de metri și se află la o altitudine de aproape 2300 de metri. Turiștii pot ajunge la cruce cu telecabina până la Cabana Babele, iar de acolo pe traseul marcat.